Iată, ne ajungi la finalul sezonului estival 2011, la care, dacă ne uităm în urmă, putem spune că a fost un an plin de evenimente, cu zile călduroase și cu un număr record de turiști față de anii trecuți. Chiar dacă vara se termină astăzi, asta nu înseamnă că nu mai puteți veni pe litoral. Hotelierii vă așteaptă cu brațele deschise, cu prețuri foarte avantajoase. Haideți să vedem la final de sezon cam ce părere au despre vara ce astăzi se încheie. Sezonul 2011 a fost un sezon cu turiști mai mulți decât în 2010. Deși sezonul se încheie astăzi, 31 august, noi așteptăm turiștii, deoarece zilele sunt foarte frumoase și sper să mai vină încă până pe 11-12 septembrie. În această perioadă prețurile sunt mai mici și așteptăm turiștii cu drag, deoarece pe litoral atmosfera este aceeași ca și în plin sezon. Cum vi s-a părut sezonul anul acesta? Destul de bunicel, comparativ cu anii trecuți. Destul de bunicel. De acum, la sfârșit de sezon, prețurile sunt mai bune? Mai slabe, dar merge. Și turiști sunt? Cam procent de ocupare 50%. Un sezon bun, a fost cald, vremea ne-a ajutat, turiștii au venit. A fost un sezon foarte bun. În perioada aceasta, prețurile sunt mai mici? Mult mai mici, aproape la jumătate de preț ca în plin sezon. Și turiști mai sunt? La noi, da. Și turiștii se despart cu greu de mare, mai ales că nu le rămâne decât să aștepte până la anul. De ce ai ales perioada asta? Pentru că acum a fost să fie cantonamentul, sunt în cantonament cu echipa și asta a fost. Cum ți se par prețurile de anul ăsta? Sincer, un pic cam ridicate, dar sunt ok, adică ești la mare, frate, ce vrei. Îți pare rău că se termină vara? Sincer, da. Eu pot să spun că sunt o norocoasă, eu deja am 3 luni la mare, lucrez pe litoral. Și ai reușit să-ți faci un pic de timp de plajă, din câte văd? Astăzi da și o să mai urmeze ultimele 2 săptămâni, mai stau 2 săptămâni, sper să am timp și sper să țină timpul cu noi, să fie soare. Cum ți s-a părut vara asta? A fost mai bună decât în anii trecuți? Sincer, n-aș putea să fac o comparație. În ciuda crizei, eu zic că a fost destulă lume, dar față de anul trecut, în perioada asta e mai puțină lume decât anul trecut. Așa mi se pare mie. Prețurile cum ți s-au părut? Prețurile la fel. La fel, n-am observat nicio schimbare. Am venit acum o lună de zile și m-am simțit foarte bine. Cum vi se par prețurile față de anul trecut? Foarte puțin mărite, oricum față de alte zone sunt mari, la noi pe litoralul românesc. Dar eu am venit mai mult pentru ca să mă regăsesc pe mine însumi în mijlocul naturii. Mie îmi place să stau cu portul, am stat port cu malul mării, împreună cu mulți prieteni. E foarte frumos, primele zile au fost cam friguroase, a bătut vântul, dar acum văd că mai frumos, s-a făcut soare. Cum ți se par prețurile față de anul trecut? Anul trecut n-am fost la mare, dar par acceptabil.